Pare că l-au mușcat puțin câinii pe aici, undeva, așa, dar... Cine n-are un prieten ca no-name? N-are prieteni. O trimis și instrucțiuni, da? Ca să ne înțelegem. Deci avem o listă de instrucțiuni. Dacă credeți că vă arăt numărul lor de telefon, vă înșelați, că așa fac prietenii, se acoperă. Vorba aia, în fin, și acum avem 13 instrucțiuni pe care trebuie să le urmăm cu strictețe. Dacă vreți și voi să-mi trimiteți chestii și nu știți unde să trimiteți, lăsăm aici undeva toate detaliile. Efectiv simt că i-am făcut un peeling. Ok! Uf! Multe chestii! A plecat ceva. Nu de la mine. Oh, zici că-i mireasă. Și avem 1. O bucată de pâine. Glumesc, habar n-am, nu știu cine ea, dar o să aflăm împreună. Tate! Citim instrucțiunile. 1. Aici este ceva care să-ți amintească de mine. Personalizarea a fost făcută manual la tot ce găsești aici. Deci, vă rog. Ok. Nimă! E cel mai frumos animal de pluș pe care l-am văzut vreodată. Și chiar e cusut be pe el. O să te pieptăn în fiecare zi. Tu ai băgat fața în capră. Ce picioroși și scurte are, bă, dai dragul. You will be my friend forever and ever and ever and ever. Ok! A început atât de bine. 2. Nu se putea să nu caut și să-ți trimit mascota, be. Ai fi surprins cât de greu se găsesc. Ok! Cu siguranță aș fi foarte surprins. Aș putea să umplu toată casa cu plușuri, nu? Nu mă pretin! Ia, beți, adunați-vă la pârâu acolo, la cafea acolo, că e numai bine. Bă, dar asta îmi place de mă piși pe mine. 3. Știu că deja ai uitat. Da. Ori, da, ori, răspunsul e da, orice e, da. Am promis pe live că primești ceva de ziua ta, așa că în avans, no name al lui au trimis un X. Yeah. Asta e ca pe live când... Ok, 3. Sper că vibrează. Ce tare e asta! No name a trimis un leu. Genial! N-am gândit-o în avansa. Wow! Niște forcapil? Până la sfârșitul clipului nu vei mai avea păr în cap. Numărul 4. Să ai ce pune pe birou ca bibelou. P.S. Mileul îl primești cu altă ocazie. Mi-e frică. 4. 4. 4. Ok, asta presupun că e 4. Sau Y. Sau Z. Sau așa mă semnez eu. Hei, de unde știi cum mă semnez eu? Bun. Continuăm. Bibelou. Și au picioare moi. Și prietenul ei un pic mai grăsuț. Cea mai șmecheră experiență. Asta a pierdut un corn pe drum. Dar hei, nu-i nicio problemă și eu sunt într-o bujie. A, nu. 5. Promovez și eu munca unei persoane talentate din familie. Te pup rău, mama lui No Name. Ce drăguț, mama lui No Name, mama lui No Name. Doamnă, să rămână, doamnă, mulțumim frumos.
Ia să vedem. Doamnă, deja vă iubesc, să știți. Ați crescut un fiu de milioane. Brelocuri, be! Super tare, zărumâna, doamnă, vă mulțumim frumos. Să le puneți la vânzoare, doamnă, că se pierde un talent. Ce naiba, chiar așa? Pe locul 6 avem micuneala secretă. Pe asta o vei folosi puțin mai târziu. În fața sau în spatele camerei. 6 cai. E doar cafea! De ce mă întrebați? E doar o cafea, de ce mă întrebați, da? Ciocan! Bun, după 6 vine... Să nu uităm de mimă! Uite ceva care să ne ajute. Asta nu e surpriză pentru că știi deja ce este. Ok, am să presupun că ăsta este 7. Hei, 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 hei! Vino puțin. Mă iubesc vecinii. Diacritice, număr de degete, top 3, avem de toate. Abonat, avem toate informațiile necesare pentru o mimă de succes. Ia! Nu știu cât de bine se văd, dar o să vedem duminică în familie. Și eu vă iubesc! Vecinii mei de treabă. 8. Nici astea nu strică la mimă. E bine să le ai de rezervă prin casă. Deja mi-e frică ce îmi trebuie mie de rezervă prin casă. Și știe el că mie îmi trebuie rezervă prin casă. Un aparat cu electroșocuri. Ai dreptate. Cui nu-i trebuie în casă așa ceva? Bombă! Vezi? Trebuia să ne dea cineva, mă. Trebuia să ne dea cineva, mă. Te pup, îți mulțumesc frumos. Și acum avem 9, ok? Valeu, sigur ai uitat deja de numărul 6. Dăm vina pe vârstă de data asta. Mulțumesc. Nenea Lucian, nu vezi că deja chelesc, mă. Uite ceva să poți testa. Utilitatea ei. Am să presupun. Dacă nu cu... Scrieți în comentarii ce credeți că este aici. Wow. Ce-i, prea devreme? E 11:30, băi, deja e târziu, nu știu cum să zic. Aprinde chibritul ăla aici! Good stuff! Wow. Mă duc să fumez un carpați! 10! Dacă numărul 9 se termină, ar merge o... ambulanță, am să presupun. Ce-a trimis ăla prin poștă? Dacă tot faci 30, bem și noi o bere. My brother! Bem și noi o bere! Super tare! Numărul 11. Să treacă mahmureala după utilizarea numărului 6 în combinație cu numărul 9 și 10. Abia am amorțit puțin. P.S. Să vezi că fratele tău ține la tine, sunt atât vegane cât și light. Iu. Că știu cum reacționezi la acru. Dacă nu-i șouric aici, uitați-vă la mine, băi. No!
nu sunt acre. Ha-ha. Bine, poate puțin. Ah. This is good shit. 12. Ia și ceva dulce. Pies puțin că nu vreau să dai în diabet. Dulce, mulțumim. Mamă, într-o singură pungă, într-un singur clip, deja am pus 2 kg. Și ficatul meu deja... Mai putem? Mua. 13 și adică numărul meu, norocos. Prin asta îmi exprim eu aprecierea și respectul maxim pentru toată munca făcută. Mă înclin. Mulțumesc frumos. De asemenea, am încercat să rezum într-un singur obiect câteva amintiri de când tot intru pe live la tine. P.S. Grafica e făcută de mine și toate detaliile sunt cu însemnătate. De asemenea, sunt conștient că nu a ieșit perfect. Se putea și mai bine. Ok. Tu stai cu mintea. Bă, e foarte tare! Bă! E foarte tare! Rachiu! Țigară electronică! Mă, Tiki! Tiki! Un tort pe care mi-l trântesc de freză, no name, my brother, 13 de ce 13... 100 de ca adevărat, avem 100 de ca urmăritori. Jesse, why be good when you can be great? Beatle-ul. O să batem un cui în perete. Asta e cu 10.000, deci trebuie făcut update. Nu știu cum să reacționez. Sunt foarte bucuros. Chiar sunt foarte cald pe dinăuntru și nu știu dacă e neapărat de la, nu știu ce aveți voi acolo pe linkă. Vă mulțumesc frumos, aștept gândurile voastre bune de fiecare dată, sau rele, sau o piatră, sau cine știe. Orice doriți voi să trimiteți, vom face un mare opening de fiecare dată pe YouTube aici. Vă pup și sper să aveți în fiecare zi un motiv să zâmbiți și un prieten ca nouă.